Mă bucur să te văd din nou și sper că toată această serie de mesaje te ajută. Apropo, dacă nu știi încă despre ce vorbesc, vorbesc despre o serie de mesaje în care abordăm lucrările supranaturale ale Duhului Sfânt sau lucrările supranaturale ale Lui Dumnezeu. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că în ultimii 8 ani, să zicem așa, pe lângă faptul că am avut eu o foame nemaipomenite după lucrurile astea să înțeleg lucrurile, că până la urmă când mă uit în întreaga scriptură și ieri parcă am avut așa o revelație mi s-a părut super uh, normal ca noi ca și credincioși să trăim în lucruri supranaturale pentru că totul în creștinism e supranatural adică Dumnezeu nostru e supranatural și noi să vrem să obstrucționăm totul la natural și la limitările noastre, mi se pare scuze prostesc, bun? De ce zic lucrul ăsta, Mă uit, lucrarea Domnului Isus pe pământ a fost făcută într-un mod supranatural. Nu s-a folosit de Dumnezeirea lui. Faptele Apostolilor, 10 cu 38, spune că Isus din Nazaret a fost uns de Duhul Sfânt și, de putere, și cu putere ca să facă lucrurile respective. Deci, datorită puterii Duhului Sfânt de peste el, el făcea lucrurile respective. Știu că am intrat direct așa în subiect, dar sunt atât de pasionat de lucrurile astea încât nu pot decât să intru în ele. Okay? Mai mult de atât, Modul în care Iisus a născut a fost supranatural. Modul în care Iisus a mers la cruce a fost supranatural. Învierea Lui e supranaturală. Lucrarea Lui e supranaturală. Când ne uităm în vechiul legământ, prorociile, totul, totul practic este supranatural. Și noi acum, astăzi, ne-am găsit noi, unii dintre noi mai deștepți, să zicem că nu mai este supranatural. Ok, am abordat ieri puțin lucrurile astea. Sesiunea asta nu e despre, știu eu, chestii de genul ăsta să, să zic de ce nu sunt de acord cu oamenii sau teologia asta care nu promovează lucrarea supranaturală, ci vrem să facem claritate în lucrurile astea. Pentru că pot să zic că am văzut două extreme. Am văzut o extremă și acum vreau să fie lucrurile astea foarte clare, da. am văzut o extremă în care unii neagă total lucrarea Duhului Sfânt. Și, da, pe de-o parte, pot să înțeleg de ce. Pentru că am stat de vorbă, din păcate, cu lideri uh, crescuți în astfel de medii care au ajuns în partea cealaltă, ce stați uniște, adică să nu mai creadă în lucrarea Duhului Sfânt sub nicio formă, pentru că, la un moment dat, s-au făcut abuzuri în uh, anumite biserici. Și atunci, ei au fost răniți și uh, sunt plini de amărăciune. Și pe mulți care îi văd, de exemplu, pe internet, care vorbesc împotriva lucrării și așa mai departe. Uh, se simte în ei, nu pot să zic că, sincer, nu-i dragoste acolo, ok? Aia nu-i dragoste. Inimile lor uh, sunt pline de amărăciune. La cum vorbesc, îi multă, multă, multă amărăciune acolo. Ok. Și atunci și oamenii ăștia cu care am vorbit, am înțeles de ce au ajuns în uh, lucrurile astea. Nu-i condamn, nu-i critic, îmi pare rău doar că sunt privat de binecuvântări. Și au ajuns acolo pentru că au uh, fost afirmații de genul în viețile lor cândva, nu ai Duhul Sfânt, gen, nu vorbește în alte limbi, nu ai Duhul Sfânt. What? Nu-i biblic, nu are nicio treabă cu uh, Biblia, afirmația asta, în fine. Deci, din cauza acestor afirmații, ori mers în extrema. Și atunci s-a format extrema în care nu mai credem în lucrarea Duhului Sfânt, nu mai credem în lucruri supranaturale, cu toate că ți-am arătat și îți pot arăta biblic din Geneza până în Apocalipsa, totul îi supranatural ce se întâmplă în creștinism. Uh, inclusiv convertirea, inclusiv convingerea de păcat, de neprihănire și de judecata veșnică, totul e supranatural în creștinism. Bun? Deci nu poți să scoți supranaturalul din uh, creștinism. Imposibil. Dacă ai scos supranaturalul, ai șters creștinismul de pe fața pământului. Noi nu suntem un set de valori și de reguli. Avem un set de valori și nu le numesc reguli, ci principii. Pentru că sunt principii general valabile pe care Oricine le respecte pe acest pământ, o să primească rezultatul lor. Dar noi nu suntem iertați sau mântuiți datorită acestor reguli, ci mântuirea noastră vine ca un rezultat al harului sau darului nemeritat venit din partea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Bun? Ok, hai să mergem mai departe. Deci avem extrema asta în care negăm lucrarea Duhului Sfânt, tot ce e supranatural. Sau negăm lucrarea Duhului Sfânt prin intermediul omului. Cu alte cuvinte, da, Dumnezeu mai poate să vindece așa din când în când, dar detașat de noi. N-are nicio treabă cu noi, comu. În partea cealaltă, avem mișcări uh, în care tot accentul cade pe lucrarea Duhului Sfânt. Căutarea profeților, căutarea oamenilor cu dar profetic, uh, venerarea lor și uh, nu mai citești Biblia pentru că Xulescu o zis un anumit lucru. Și lucruri de genul ăsta care toate, în esență, sunt nebuni. Atât asta, cât și cealaltă, amândouă n-au nicio treabă cu Scriptura. Deci, eu nu încurajez asta și zic, oh, lucrarea asta sau teologia de stilul ăsta e negativă, dar asta e bună. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Amândouă sunt uh, pe lângă Scriptura. Noi trebuie să avem stabilitate. Nu echilibru, ci stabilitate. Pentru că echilibru înseamnă să stai pe marginea prăpastei într-un picior și încerci să, să stai așa în balans noi nu avem nevoie de echilibru, avem nevoie de stabilitate. Adică să mă asigur că sunt pe mijlocul cărării neprihănirii. Spune Biblia că asta e înțelepciunea. Și atunci nu vreau să mă duc nici în partea cesaționistă, nici în partea extremistă în care caut doar lucrurile supranaturale. Uneori, de exemplu, poate unele persoane consideră asta despre anumiți oameni care vor să dea, care dau în mod constant învățătură despre lucrurile astea. Și zic, o, oh, da, X, N, Y, constant vorbesc despre lucrurile astea. Vreau să specific un aspect care e foarte important și dacă nu-l înțelegi, you miss it. Ai ratat lucrurile. Și anume, în trupul lui Hristos sunt dați oameni sau oficii. Apostol, profet, învățător, evanghelist, păstor, da? Sunt date aceste slujbe și ele au mandatul sau menirea dată de Dumnezeu să echipeze trupul lui Hristos. Efeseni 4 11, da? 12-13. Ei trebuie să echipeze trupul lui Hristos. Acum, ca să înțelegi un aspect. De exemplu, dacă vezi că cineva vorbește în mod constant despre lucrarea supranaturală, s-ar prea putea ca, de fapt, să fie chemat de Dumnezeu să fie un profet. Și atunci, profeții au o predispoziție să vorbească despre aceste lucruri și ei învață trupul lui Hristos. Acum, dacă biserica, o întreagă comunitate, îi conduce de un profet și el vorbește doar despre lucrurile astea, din punctul meu de vedere, e o extremă. De asta, o biserică ar trebui să fie condusă de toți cinci lideri, Adică să aibă, să aibă, și o aromă apostolică și o uh, aromă profetică, evanghelică, uh, pastorală și de învățător. Dacă ai unul singur din cei cinci și nu e pe, și pe ceilalți, acea biserică o să aibă extreme. Bun? Deci ăsta e punctul meu de vedere, nu trebuie să fii de acord cu mine, n-am nicio problemă, studiază Biblia pentru tine și hai să vezi dacă, dacă nu agrezi cu mine în aspectul ăsta. Pentru că, de exemplu, dacă ai o biserică care uh, conducătorul ei îi uh, Evanghelist să zicem Știi ce o să facă? O să-i scoată mereu pe oameni În afară Să meargă să vestească Evanghelia și mesajele lui Predominante o să fie lăptic De ce zic lăptic? Adică hrana ușoară Pentru că el tot timpul vrea să aducă Noi convertiți în biserică Ceea ce unii o să zică, dar nu e un lucru rău Nu este până când este Pentru că dacă în fiecare zi tu vorbești despre lapte spirituale, evrei șase, de la 1 în jos, vorbește despre învățăturile începătoare, și anume, credința în Dumnezeu, iertarea de păcate, pocăința de faptele moarte, botezuri, judecata veșnică și așa mai departe. Astea sunt învățături elementare. Ăsta e lăpticul spiritual, adică trebuie să le dai unui bebe. Dar dacă îl ții după cinci ani pe un enoriaș, pe un ucenic al lui Hristos, tot cu învățăturile astea, din punctul meu de vedere... Tu ca și lider Ți-ai greșit direcția Ăsta e punctul meu de vedere, ok? Pentru că, de fapt, ceilalți din comunitate nu o să crească Și atunci, tu îi ții pe toți La lapte spiritual și ceilalți oameni ce fac? Iar trebuie să se maturizeze Să mănânce niște bucate tari și ei Vorbirea despre neprihănire Vorbirea despre alte lucruri, poate mai profunde Ale împărăției și când încolo Tu le vorbești constant despre lăptic Lăptic De asta, noi avem nevoie de fiecare să vină cu mesajul lui, ok, apostol, profet, învățător, evanghelist, păstor și toate mesajele combinate dau ceva frumos. Adică o comunitate sau trupul lui Hristos echilibrat, stabil, da? Ok. Uh, doi, în același timp vreau să menționez că există diferite tipologii de comunități. Și anume... Eu, de exemplu, nu am să dau cu pietre în comunitatea, nu vreau să dau vreun nume anume, da? dar nu am să dau, de exemplu, cu pietre într-o comunitate care nu este ca și a mea. De ce? Dacă oamenii, de exemplu, aduc oameni la Cristos și vin oameni la Cristos, foarte bine. E, e perfect. Sunt comunități care poate, de exemplu, predică Evanghelia în mod constant, doar Evanghelia, da? de exemplu, ăsta e mesajul lor uh, duminică de duminică, adică doar lapte spiritual. Și. O să vină poate oameni la Hristos, dar încet încet foarte mult, de la ei din biserică o să plece în alte comunități. Pentru că, știi cum e, în fiecare zi să-mi dai același lucru, nu doar că mă plictisești, dar e și și nesănătos. Și când toată ziua tu, de exemplu, îmi vorbești despre, dau un exemplu, despre pocăința de faptele moarte, dar eu sunt la un anumit nivel spiritual, de exemplu, și îmi citesc Biblia în mod regulat și îmi dau seama că e, e logic să mă pocăiesc. Mă pocăiesc în fiecare zi ok, și tu vii mereu și îmi bați moneda pe același lucru, dar nu încep să-mi dai bucate tari, să-mi zici poate cum să, ce înseamnă luptă spirituală, cum să îmi gestionez gândurile într-un mod eficient, cum să le fac roba de ascultare de Hristos, cum să folosesc cuvântul ca să mă rog și așa mai departe, și mă țin la lucrurile elementare, e și normal că la un moment dat eu o să mă duc mai departe într-o altă comunitate în care mi se pare că o să cresc. Ok? Și atunci consider că fiecare comunitate și are rolul ei. Că dacă tu, în mod constant, Spui doar lucrurile începătoare, numai bine aduci oameni în, în împărăția lui Hristos. Și o altă comunitate o să ia și o să-i crească. Deci, în esență, lucrurile sunt, sunt în regulă atât timp cât uh, oamenii intră în împărăție, ajung la desăvârșire, Doamne ajută și uh, sunt mântuiți. Da? Nu ar trebui să fie concurență între noi, baptiști pentecostali, independenți și așa mai departe, sau uh, să aruncăm cu noroi unii în alții că eu sunt mai bun decât ceilalți, pentru că eu cred în daruri, eu nu cred în daruri, eu sunt mai sfânt, pentru că voi sunteți. Come on! Din punctul meu de vedere, nu are nicio treabă cu scriptura, lucrurile astea, ok? Mi se pare denigrare pe față și mi se pare uh, imaturitate. Ok, am terminat. Știu, apropo, știu că uh, se vinde lucrul ăsta, genul ăsta de, de mesaje, se vând în care împroșcăm pe alții, arătăm că sunt noi de buni și cât sunt de răi alții. Lucrurile astea merg și mai ales în România, uh, negativitatea primează foarte bine. Uh, așa că știu despre ce e vorba, și poate de aia unii și Alex să facă genul ăsta de mesaje. Bun. Hai să vorbim despre lucrurile pe care vrem să le abordăm astăzi, și anume, vrem să vorbim despre vedenii. Bun. Apropo, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, te încurajez să apeși butonul ăla de like, ai grijă să nu-l strivești, da, să mai rămână acolo și pentru alții. În același timp, distribuie acest video. Sunt sigur că sunt o grămadă de oameni care au nevoie să înțeleagă lucrurile astea într-un mod biblic. Bun, s-au mistificat foarte mult, adică s-au făcut așa greu de atins. Cine are un vis? Profeții! Cine are o vedere? Cine aude vocea lui Dumnezeu? O, oh, doar oamenii super spirituale, elita spirituală. Și dintr-o dată i-am împărțit așa, în categorii. Elite spirituale, apostoli, profeți, învățători, doar ei, ei aud vocea lui Dumnezeu și ceilalți. și Ei nu prea au treabă cu Dumnezeu, ei sunt doar așa în roata de rezervă. Nu-i adevărat lucrul ăsta. Bun? Nu-i adevărat. Din contră, elita sau apostolul, profetul, învățătorul, evanghelistul, pastorul, ei echipiază trupul lui Hristos în vederea ce? În vederea echipării de slujire. Cu alte cuvinte, enoria și trebuie să slujească. Bun? Ăsta e un alt mesaj. Chiar am să-ți las aici un video în care am discutat mult mai mult despre darurile de echipare ale bisericii și care este rolul sau funcția lor. da, Ce trebuie să facă în același timp, te încurajez să te abonezi la canalul ăsta de YouTube. Încărcăm în mod constant videouri de genul ăsta în care vorbim despre lucrarea supranaturală. Nu, uh, nu vrem, copiii noștri, da, nepoții noștri, uh, oamenii din cultura noastră să ajungă în New Age și în multe alte chestii de genul ăsta în ocultism, pentru că lucruri de genul ăsta nu le sunt explicate. Da? Vrem ca lucrurile astea să fie clare pentru oricine. De asta Astăzi vorbim despre uh, vedenii. Vedenii, ok? Sau viziuni. Depinde de traducere, beveau folosește viziuni, ntr cred că uh, vedenii. Deci viziuni sau vedenii. Nu vizuini. Bun? Și când zic viziuni, nu mă refer la uh, să ai o viziune pe termen lung, ci mă refer să vezi în domeniul spiritual. Ok? Uh, în videoul trecut am vorbit despre vise. Uh, ai un link aici uh, sus și te poți uita la videoul respectiv dacă încă nu ai văzut. Și astăzi discutăm despre vedenii. Ce sunt vedenile? Cum se manifestă ele? Cine le poate avea răspunsuri la toate aceste întrebări dacă rămâi până la sfârșitul acestui video? Ok? Bun. Ce vreau în același timp să te încurajez? Vezi că avem resurse făcute pe aceste subiecte, te încurajez să te uiți. Există un link în comentarii și vezi acolo cursuri și cărți pe care le promovăm și credem că sunt biblice și așa mai departe. Te încurajez să te uiți și la acestea. Ok? Uh, bun. Hai să vedem. Am vorbit despre vise. Hai să vedem despre vedenii. Da? Uh, ce zice Biblia? Luăm exact același pasaj uh, din Iov, de exemplu, 33 cu 14. Ce spune? Că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Mai vorbește când este cufundat într-un somn adânc prin vise sau vedenii. Deci vedem vise și vedenii în același pasaj. Lucrurile astea două nu se pot confunda. Unii, de exemplu, zic că visele sau că vedenile pot să fie, de exemplu, un vis, că reprezintă un vis. Nu, nu se pot confunda lucrurile astea. Nu vreau să intru foarte mult, exact ce am zis și în cazul visurilor, nu vreau să intru în termenii din ebraică și așa mai departe, chiar dacă am să-ți arunc câțiva termeni aici, vreau ca lucrurile să fie simple, pe înțelesul tuturor, ca să, să vezi de ce uh, cred ceea ce cred, totul bazat pe uh, Biblie și te las și pe tine în același timp să, să vezi lucrurile astea, deci nicio problemă, dar ideea care este. Uh, am văzut încă dinainte care este, uh, cum se numește, care este dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este să comunice cu omul. Deci asta e practic e dorința lui Dumnezeu. Vedem încă din numeri uh, 11 cu 29. Moi se vine și spune, mânați de Duhul lui Dumnezeu, vine și spune, doresc ca tot poporul să fie alcătuit din profeți. Acum, întrebare. Tot poporul este alcătuit din profeți? Nu, bineînțeles că nu. Dar tot poporul este profetic. Cu alte cuvinte, tot poporul are capacitatea, tot poporul lui Dumnezeu are capacitatea să audă vocea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este cum aude poporul vocea lui Dumnezeu? Aici apar foarte multe nelămuriri și dubii. Și exact pentru acest motiv fac aceste videouri ca lucrurile să devină clare. Am zis în sesiunea trecută că există logos și rema, da? Iar uh, toate aceste aspecte despre care discutăm sunt din categoria rema. Logosul am zis că este cuvântul scris al lui Dumnezeu, iar rema am zis că este cuvântul vorbit acum uh, al lui Dumnezeu, da? De exemplu, un vis care Îți dă direcție, poate să fie un rema al lui Dumnezeu, adică o vorbire a lui Dumnezeu supranaturală în care îți dă călăuzire sau te corectează sau uh, te încurajează și așa mai departe. da Deci asta înseamnă rema. Acum, când, veni, când vorbim despre vedenii, exact același lucru se întâmplă și aici. Vorbim despre rema al lui Dumnezeu sau cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Uh, un aspect pe care vreau să-l menționez este că Dumnezeu a spus foarte clar prin profetul lui Oiel. ce? Că vremurile din urmă voi turna din Duhul meu. Și vedem acest lucru, exact cum am menționat și în videoul trecut, în Fapte 2, 17-18-19, Petru îl revenționează și spune: Hei, oameni buni, lucrurile astea pe care le vedeți și le auziți sunt exact ce profeția eu el altădată. Cu alte cuvinte, au început lucrurile astea să se întâmple. Sunt pentru astăzi. Visele și vedenile sunt pentru astăzi. Și Petru spune, citând din Ioel, el spune căci în vremurile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fi și fiicele mele vor proroci. Tinerii vor avea uh, vedenii, bătrânii vor visa visuri, uh, da, voi turna din Duhul meu peste rob și peste roabe și vor proroci. Acum, ca să înțelegi uh, ca și idee, practic, unul din modurile prin care Dumnezeu comunică sunt visele și l-am menționat în sesiunea trecută, un alt mod prin care Dumnezeu comunică sunt vedenile și sunt uh, o metodă cea mai întâlnită Okay? Deci visele și vedenile pot să fie cea mai întâlnită metodă prin care Dumnezeu comunică. Pentru că vedem că asta spune că o să se întâmple după turnarea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a fost turnat. da. Dacă ai fost umplut de puterea Duhului Sfânt, și nu doar dacă ai fost umplut, ci și dacă Duhul Sfânt este în tine, tu practic ai capacitatea să percepi aceste lucruri și să ai parte de aceste lucruri. Am zis în sesiunea de ieri, de exemplu, că... Vedem ce? Vise, ok, și la cei necredincioși și la cei credincioși, și la albi și la negri, și la galbeni, și la bătrâni și la tinere. În același fel, vedem vedenii în Scriptură și la credincioși și la necredincioși, atât la bătrâni cât și la tineri, atât la uh, bogați cât și la săraci. Deci, practic, Dumnezeu nu ține cont de lucrurile astea. Dumnezeu se descoperă oamenilor în felul în care El vrea, nu în felul în care noi vrem. Bun? Și atunci, ce sunt vedenile? Vedenile, uh, acum pot să fac. Există un curs întreg pe toate lucrurile astea, ok? De asta te-am încurajat să vezi materialele astea uh, din comentarii, bun, uh, în platforma de cursuri. Dar, dincolo de asta, uh, am să-ți dau scurt, bun, ce, ce sunt vedenile sau tipuri de, de vedenii. Vedenile, practic, pot să fie o vorbire al lui Dumnezeu supranaturală. Dumnezeu îți poate comunica. Un mesaj de-a lui. Și acum pot să fie, de exemplu, vedenii simbolice, pot să fie vedenii literale, pot să fie vedenii simple, pot să fie vedenii complexe, uh, pot să fie vedenii uh, interioare sau vedenii, vedenii exterioare. Și majoritatea dintre noi, lasă-mă să zic, vreau să-ți am zis să fac lucrurile astea cât mai simple, majoritatea dintre noi, pentru că eu cred că așa se întâmplă, pentru că și-am trecut pe acolo, de exemplu, ce credem? Că în momentul în care cineva spune că a avut o vedenie, e ca și cum toată lumea lui fizică s-a oprit în loc și el nu mai vede lumea fizică, ci vede doar lumea spirituală. Și da, există posibilitatea să ai o astfel de vedenie. În limba ebraică lucrul ăsta se numește Mara. Da? Adică așa traduce limba ebraică genul ăsta de vedenie. Mara. Și asta înseamnă că toată lumea fizică se oprește și uh, vezi în lumea spirituală lucrurile. Ok? Și vedem un astfel de exemplu de în cazul lui Moise, când era unde? Era în pustie și dintr-o dată vedea un rug care nu se mistuie. Deci problema la el nu era că a văzut un rug în flăcări, pentru că lucrul ăsta era obișnuit pentru el, având în vedere seceta Uh, arșița, căldura de acolo Da, deci pentru el nu era ieșit din comun lucrul ăsta Și vedem lucrul ăsta în Exod 3 cu 1 uh, Moise pășea turma socrului său Ietro, preotul Madianului Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc Care ieșea din mijlocul unui rug Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc Și rugul nu se mistuia deloc Asta era problema, că nu se mistuia Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se miște Deci problema era, de ce nu arde de tot? Că am mai văzut chestii de genul ăsta, dar ăsta tot nu arde. Termenul de aici, când vorbim despre vedenie de genul ăsta, este mara. Adică se oprește realitatea fizică și vezi o realitate spirituală. Și mulți oameni au impresia când văd pe un om cu dar profetic sau pe cineva profețind sau pe cineva care zice că au avut o vedenie, au impresia... O, oh, sigur, s-a oprit toată lumea fizică și el a văzut dintr-o dată drag, îngeri și așa mai departe. Da și nu. Bun, da și nu. Nu de fiecare dată lucrurile se întâmplă așa. Ăsta oarecum e cel mai înalt nivel uh, al Revelației. Uh, în sensul că, de obicei, când ai un astfel de eveniment, Mara, bun, în, în cazul ăsta lucrurile sunt wow! Te lovesc, ca și în cazul lui Pavel, care l-a întâlnit pe Domnul Iisus pe drumul Damascului. Practic, nu mai poți să rămâi la fel. Ceva se întâmplă clar acolo, ok? Dar există și un alt tip de vedenie. Și poate, de exemplu, n-ai avut genul ăsta de vedenie. Și e ok, e regula. Dar există și un alt tip de vedenie. Eu am avut genul ăsta de vedenie uh, pentru prima dată în viața mea, imediat după ce m-am convertit eram într-un moment al vieții mele în care căutam în ce comunitate să mă botez. Numai ce mă întorsesem la Dumnezeu în urmă cu uh, trei luni, dacă nu mă șel, da, în urmă cu trei luni și nu știam unde să mă botez. Și am întrebat-o pe mama mea. Mama, ce zici? Unde să mă botez? Citisem deja Biblia de... Uh, în două luni jumate am citit toată Biblia și eram ok, vreau să mă botez, dar nu știu unde. Să mă duc la ăștia sau să mă duc la ăștia, la ăștia? Să mă duc acolo sau să mă duc dincolo? Am văzut foarte multe comunități, nu știam în care și am întrebat-o pe mama mea și ea mi-a zis, Beni, eu mi-am ales calea. Eu acolo am simțit să mă duc, uh, tu roagă-te și vezi ce spune Dumnezeu. Și eu eram, mamă, ce genială ești, ai dreptate. Uh, și am zis, hai că facem un fel următor. M-am pus la somn și am zis, domne, dăm un vis și îi spunem unde să mă botez. Și am așteptat un vis, pentru că îmi adusesem deja aminte, citind Biblia de la la Z, fără ochelari de cal sau doctrinari de o anumită denominație, am văzut că ce? că Dumnezeu vorbește și astăzi. Am citit -o Biblia ca un copil. Și ce am văzut? Eu o 33 cu 14, de exemplu, Când Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și am văzut nenumărate vorbirea lui Dumnezeu la diferiți oameni. Și am zis, ah, ok, Dumnezeu trebuie să vorbească și mie atunci. Eu cred lucrul ăsta și accept lucrul ăsta și mă aștept la lucrul ăsta. Și am zis, Doamne, dăm un vis. Și pentru prima dată în viața mea am avut o vedenie. Nimeni nu mi-a spus că în felul ăla se poate primi o vedenie. Și acum poate pare, uai, bine, și cum s-a întâmplat? Ce-a S-a oprit toată lumea în loc și... Nu. Vezi, aici Că noi nu știm, de fapt, cum se primesc vedenile, pentru că, na, din păcate, traducerea pe care o avem în momentul de față nu ne spune exact, descompus sau explicat lucrurile și ne vedem vedenie. Și, na, vedem după aia manifestare, au văzut un înger, au văzut pe Isus, nu știu ce, avem impresia, clar, au fost în formă fizică. Dar dacă trebuie să la explicați în limba ebraică, nu... În foarte multe cazuri în care noi credem că profeții lui Dumnezeu au văzut lucruri cu ochii fizici, de fapt nu au văzut cu ochii fizici. Poate se pare surprinzător, dar zic, am luat toate versetele și toate pasajele biblice din Geneza până în Apocalipsa, care vorbesc despre vorbirea lui Dumnezeu, despre auzirea vocii lui Dumnezeu, despre vise vedenii, uh, angelice, uh, transe și așa mai departe. Da, și transă e un cuvânt biblic. Noi din New Age, nu e ocultist, nu e biblic. Da? Petru a căzut într-o transă. Și Dumnezeu a vorbit ca să se ducă la ni'amuri și așa au intrat mântuirea la ni'amuri prin faptul că Dumnezeu l-a dus într-o vedenie sau într-o transă, l-a dus pe Petru. Bun, o să ajungem poate cândva și la lucrul ăsta să discutăm despre el, dar ca și idee, normal când uiți în limba ebraică și în limba greacă, termenii îți spun de fapt ce era acolo. Și genul ăsta de vedenie pe care l-am avut eu a fost o vedenie interioară, o numim, sau o vedenie cu, văzută cu ochii spirituali. Sau, lasă-mă să demistify, să fac lucrurile astea și mai simple, o vedenie văzută la nivelul minții tale. Și poate o să te gândești, ok, cum adică văzută la nivelul minții mele? Există posibilitatea să se întâmple așa ceva? Da, există posibilitatea să se întâmple lucrul ăsta și îți dau argumente biblice, nu e nicio problemă. Bun, de exemplu, Apostolul Petru ce spune? Și mă rog, FSN 1 cu 17, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slave să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să înțelegeți care este nedejdea în chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui glorioase în Sfinți. Ochii inimii. Vezi? Uh, ideea e că nevăzând, practic, termenii de acolo, termenul e cardia, normal, da? Uh, și noi nu înțelegem la ce se referă uh, când vorbește despre astfel de lucruri. dar avem inclusiv traducere care ne zic lucrurile mult mai acurat. King James Version, de exemplu, traducerea din limba engleză ne spune lucrurile mult mai mult mai acurat. Uh, Apostolul Pavel vorbește despre ochii inimii, uh, iar termenul folosit pentru inimă este folosit de 800 de ori în Scriptură, dar nu cu referire la uh, inima de carne uh, care pompează sângele. Da, este uh, uneori e o metaforă, alteori se folosesc termeni cum ar fi minte, uh, caracter Intenție, centru, punctul central al ființei umane și așa mai departe. Da? Deci, practic, noi avem capacitatea să vedem cu ochii uh, minții noastre, lucrurile. Și am să-ți dau inclusiv versete biblice, dar eu te încurajez. Și am zis că poate la un moment dat facem lucrul ăsta și am să-ți arăt uh, pasaje bun, întregi, în care vorbesc despre lucrurile astea în limba egrare sau în limba greacă. Știi ce mă deranjează? Și acum vreau să zic o frustrare proprie pe care o am. Și îi, îi doar a mea. Bine, pentru că poate pentru că iubesc atât de mult adevărul și pentru că iubesc Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, mă deranjează un lucru. Mă deranjează neadevărul. Dar neadevărul nu înseamnă neapărat minciună, ci înseamnă incapacitatea de a-ți asuma totalitatea adevărului. Adică doar jumătăți de adevăr. Și ce vreau să zic prin asta? Îți dau un exemplu. Mă deranjează când sunt oameni care studiază și știu limba ebraică și limba greacă, da? Le studiază ști... și, cu toate astea trec cu vederea pasaje de genul ăsta doar pentru că nu se aliniază doctrinii lor, și caută scuze. Lucrul ăsta mă deranjează și în același timp sunt întristat din cauza astfel de lucruri. Pentru că există nenumărate pasaje care vorbesc despre lucrurile lui Dumnezeu de genul acesta și pentru că nu se aliniază la teologia pe care ei o au de anumite denominații, da? cesaționiste și așa mai departe, că s-a oprit lucrarea Duhului Sfânt și multe alte lucruri de genul ăsta sau nu se, nu se încadrează în baremul bisericesc al meu și așa mai departe, ei neagă uh, pasaje biblice întregi. Și, na, din păcate, uneori, uh, traducerea Cornilescu, de exemplu, sau traducerele pe care le avem noi, nespecificând realitatea versetelor, ci zic, practic, doar un cuvânt care ar putea să înglobeze lucrurile, nu ne dau o, o interpretare completă sau o interpretare adevărată. Ține dau o interpretare parțială. Și sunt deranjat, adică, uite, îți zic, zic, de exemplu, cum sunt eu. Nu mă interesează ce zice orice biserică din întreaga lume, de pe fața Pământului, dacă eu citesc în Biblie și mă uit, de exemplu, în limba greacă, în limba ebraică, și văd un lucru scris negru pe alb și tu vii să-mi spui că nu se aliniază învățăturii tale bisericești, eu știu că nu eu am o problemă, că vreau să caut să trăiesc și să vorbesc în realitatea Bibliei în totalitate, ci știu că tu ai o problemă, că te-ai dus într-un știi ce? Biblia o numește curvie spirituală, numește lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, când mergi în partea de religie și pui religia mai presus, denominația sau teologia ta mai presus decât Dumnezeu. Eu nu am o problemă, dar dacă tu ești genul ăsta de om, care accepti jumătăți de măsură, pentru că așa îți spune ție teologia pe care tu ai învățat-o, atunci tu ai o problemă. Și uh, chiar apreciez foarte mult, acum citesc o carte, n-am să-ți dau numele cărții, nici autorului, uh, pentru că nu știu numele autorului, numele cărții îl știu, se numește Unseen Realm, și el era la institut, numai ce-și terminase institutul, era la doctorat. Și în timp ce era la doctorat, exact cineva a venit cu un verset, din ebraică, el studia ebraică da, Și pe asta își dea doctoratul Și o venit cineva cu un verset din ebraică Și-o dat versetul Și-o zis, citește-l Și-o zis că după ce l a citit I-o căzut toată teologia în cap Și-o și dat seama că tot ce a învățat în institut Tot ce am învățat în locul în care era Totul Era trecut printr-un filtru denominațional Adică nu era 100% biblic Și 15 ani i luat Ca să studieze Biblia de la cap la coadă Din nou fără filtru denominațional și să vadă de fapt ce spune Biblia și să nebraică în ebraică și o scris cartea asta de vreo 400 de pagini. Și o zis, îmi pare rău că am negat toate lucrurile astea și am fost orbit de denominaționalism. Bun? Și acum nu zic că nu-i bine să faci parte dintr-o denominație, eu fac parte dintr-o denominație. Dar în același timp, dacă cumva în denominația mea sunt lucruri care nu se alinează scripturii Eu o să aleg să, să iau ceea ce spune scriptura Nu ce spune denominația mea Bun? Ăsta-s eu. eu Am să iau clar, negru pe alb Ce spune Biblia Nu ce spune denominația mea Și atunci Vreau să-ți dau un exemplu Hai să ne uităm puțin Și există mult mai multe exemple de genul acesta Am zis de ochii minții, da? Cineva poate să zică Ochii minții sunt răi Mintea noastră este rea Noi suntem corupți Stai Vreau să aduc și aici o clarificare. Caut foarte multe ori, de foarte multe ori lucruri de genul ăsta. Noi suntem răi. Inima noastră este nespus de înșelătoare și de, de deznădăjduit de rea. Hei, 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 hei. Și îmi dă argument uh, Ieremia 17 cu 9, dacă nu mă șel. Sau 17 cu Nu, 17 cu 9. Uh, și îmi dă argumentul ăsta. Că Biblia spune că inima este deznădăjduit de rea și nespus de, rea, de înșelătoare. Stai. Biblia spune lucrul ăsta în vechiul legământ. Noi suntem într-un nou legământ. Inima ta, ghiște, nu mai e cea veche. Alo? Eu sper că tu crezi în nou legământ și cineva ți-o explica nou legământ, care este, zice Biblia, că e mult mai bun decât vechiul legământ și ți-o luat inima de piatră și ți-o dat o inimă de carne, în care sunt scrise legile lui Dumnezeu. Alo? Inima ta, în momentul de față, ar trebui nu să mai fie considerată -ă, nespus de rea. Pentru că tu acum nu mai cauți lucrurile firii, ci tu cauți lucrurile de Dumnezeu. Ok? Deci, practic, mintea noastră la fel trece printr-un proces de schimbare, ce consideram într-o dată, altă dată bine, că mă drogam, că mă masturbam, că fumam, că furam, că jucam la jocuri de noroc, că umblam cu femei, ce consideram altă dată uh, bine, acum consider rău. De ce? Pentru că mintea mea s-a schimbat, inima mea s-a schimbat. Deci, practic, eu acum nu mai sunt în categoria de am o inimă răspuns de rea. Stai puțin, tu ești mort. Biblia spune Romani 6, 7, 8 Biblia spune că tu ești mort Împreună cu Cristos cu Și acum ai înviat la o viață nouă Asta înseamnă că tu trebuie să ai o natură nouă Identifică-te cu noua natură, nu cu vechea natură Am o problemă cu teologia asta în care Ne identificăm în mod constant cu vechea natură Și oh, eu sunt păcătos Păcatul, rob, robul de mine Da, ești păcătos Prin faptele tale și prin faptele mele Toți suntem păcătoși Toți suntem o apă și un pământ Dar prin Cristos prin harul său, noi am fost răscumpărați, aduși la o nouă viață. Suntem cu Hristos în Dumnezeu. Suntem o nouă faptură. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Asta înseamnă că mintea, mintea noastră ar trebui să se noiască. Pe zi ce trece. Dacă înainte toată ziua mă gândeam la perfecțiuni sexuale, acum dau slavă Tatălui că în fiecare zi mă gândesc la scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Mă gândesc cum să îmbunătățesc calitatea vieții mele și calitatea vieții oamenilor din jurul meu. Cum să slujesc mai mulți oameni, cum să ajung la mai mulți oameni. Asta pentru că mintea mea s-a schimbat, inima mea s-a schimbat. Deci nu mai zic despre mine, eu am o inimă rea. Nu, nu, nu mă la natura mea veche, mă la natura mea nouă, mă la cine sunt în Hristos. Asta înseamnă să străiești identitatea. Și poate cred că o să trebuiască să facem un curs neapărat despre identitate în care să vorbim despre lucrurile astea. Pentru că foarte mulți oameni trăiesc cu un picior în vechiul legământ și cu un nou legământ. Și nu se identifică cu cine sunt în Hristos Isus. Și mereu se văd, o, oh, păcătosul de mine. Prin faptele noastre suntem păcătoși de deci nu mă uit la mine cum sunt eu prin, prin mine însumi. Că dacă m-aș ui... asta să mă uit la mine cum sunt prin mine însumi, aș fi în depresie fiecare zi. Mă uit la mine cum sunt prin Isus Hristos. Și ghiște, Sunt neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos Isus. Sunt o faptură nouă. Cele vechi s-au dus, acto... iată că toate lucrurile sunt noi. Sunt în Hristos Isus. Biblia spune foarte clar că Duhul meu acum este una cu Duhul lui Dumnezeu. Bun, deci practic mă uit la mine ca fiind noua faptură, nu vechea faptură. Vechea faptură, e hey, eu, eu îl vechi, îi mort îi restignit, pe cruce. Eu un nou eu. De la cu 20. Că ce au murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc într-un prin credința Fiului Lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru că eu să fiu salvat. Bun? Ăsta e lucru prin care eu trăiesc acum. Prin credința în Fiul Lui, Dumnezeu. ok, unde am rămas? Să-ți dau un exemplu în care să-ți arăt... de exemplu, Daniel 4.4. Daniel Uh, 4 cu 10, Daniel uh, 4 cu 13, fii atent ce zice, iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Ce vedeni? Care ți-au trecut unde? Și m-am uitat la termen din limba ebraică. Vedenile care mi-au trecut prin minte. Versetul 13, în vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu. Uneți treceau vedenile astea? Prin minte îi treceau vedenile astea. Versetul uh, 4 cu, capitolul 4 cu 4 Eu nebucarănețar trăiam liniștit în casa mea și fericit în, pat, în palatul meu Am visat un vis care m-a sperimentat gândurile de care eram urmărit în patul meu Și vedenile Duhului meu, am pus în paranteză din mintea mea, mă umpleau de groază Deci, practic, lucrurile astea sunt mai reale decât crezi Ăsta a fost modul în care mie mi-a vorbit Dumnezeu în momentul în care m-am convertit după ce m-am convertit, am zis că o trebuie să mă decid unde să mă botez. Și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un vis. Mergem înapoi la întâmplarea respectivă și ce crezi? N-am primit un vis. Și am primit prima vedere în, în viața mea. În timp ce aveam ochii închiși, se desfășura în mintea mea un întreg film. Ok? Metaforic vorbind, film. Și am văzut un păstor care conducea uh, niște oi. Și, imediat după aia, Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte de uh, Ioan 10 cu 27, care spune că oile mele aud glasul meu, o cunosc și o urmează. Și Duhul Domnului după aia a continuat și mi-a zis, de unde ai auzit vocea mea, acolo să merg să te botez. Și m-am dus în comunitatea respectivă și m-am botezat acolo. Și am slujit acolo, am stat acolo pentru patru ani, ok? Și de 5 ani sunt într-o altă comunitate în care Dumnezeu m-a chemat uh, ca să cresc mai mult. Și uh, să slujesc în locul ăsta. Dar vederea respectivă nu a avut-o deschiși, era în mintea mea. Exact cum spune Nebucarnețara, exact cum spune David, exact cum spune Daniel, am vrut să zic. Ok? Și dacă îți dau alte, alte pasaje despre Daniel și ai să vezi. citește carte Daniel, acum, asta e te, tema pe care ți -o, ți o dau și te încurajez să faci. Dar înainte de asta, vreau să te încurajez încă o dată, nu uita să te abonezi la canalul ăsta de YouTube. Bun? Ca să urmărești mai multe uh, video de genul acesta, nu uita să apeși butonul ăla de like. O să ajute algoritmul să ajungă video ăsta la mai multe persoane. Știu că sunt oameni care au nevoie să vadă lucrurile astea și să înțeleagă că toți putem auzi vocea lui Dumnezeu. În același timp, vreau să te încurajez să, să distribui acest video. Prin asta gândește că tu practic poți să fii parte da, lucrurilor pe care Dumnezeu le face. Poate tu nu vrei să vorbești, nu vrei să te afișezi, nu vrei să te expui, nu vrei ca să intre unul și altul care uh, se consideră deștepți și să te pune pe canalul lor de YouTube și să zică că ești teologie și să dea cu pietre în tine. Nu vrei să fii genul ăsta de om, ok? Da, eu nu am nicio problemă cu astea. În regulă. Și atunci, te încurajez. Distribuie videoul ăsta. Sunt oameni care trebuie să înțeleagă că ei pot să audă vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să comunice cu ei. Gândește-te că avem mai multe resurse, te încurajăm să le, să le vezi. Există într-un comentariu, vezi că scrie platforma de cursuri și așa mai departe. Și gândește-te că Dumnezeu poate să comunice la nivelul minții tale de foarte multe ori. Te rogi pentru cineva, dau un exemplu, sau nici măcar ești în timpul tot de rugăciune și dintr-o dată vezi fața cuiva în mintea ta. Se prea poate ca Duhul Sfânt să zică să te rogi pentru acea persoană și îți aduce în minte de acea persoană. Altă dată poate să-ți vorbească în felul ăsta și să -ți zică cum să te rogi, pentru ce să te rogi. Îți dă strategii de mijlocire, de rugăciune. Deci și în momentul ăla îți garantez că rugăciunea ta o să fie super eficientă. Nenumărat, de nenumărate ori m-am rugat pentru oameni în felul ăsta, după aia să aud că îmi ziceau că au trecut o trecut printr-o circunstanță nefavorabilă. Și eu, fix atunci m-am rugat pentru ei, fără să știu absolut nimic. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu te conduce. Biblia spune foarte clar, copilul lui Dumnezeu, uh, cine are Duhul Sfânt, zice uh, că este copil al lui Dumnezeu. Dar cine este condus sau călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este fiul al lui Dumnezeu. Termenii de acolo, din limba greacă, sunt diferiți. Pentru copil și pentru fiu. Nu toți copiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Ok? Te încurajez să te uiți acolo să vezi că sunt termeni diferiți în limba greacă. Uh, huios e unul din termeni, ok? Și pentru celălalt îmi scap acum termenul. Dar, în fine, asta e subiectul unei alte discuții. Deci nu toți copiii lui Dumnezeu, nu toți oamenii credincioși sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că unii sunt imaturi, sunt copii și au nevoie de lapte spirituale și nu pot să discernă vocea lui Dumnezeu. În schimb, fiul lui Dumnezeu sunt conduși, adică oamenii care s-au maturizat în credință, s-au maturizat să audă vocea lui Dumnezeu, să o recunoască, sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să fii parte din această categorie. Nu oameni de genul ăsta care scălățineaze încoace și încolo, când se simt bine, vestesc Evanghelia, când nu se simt bine, ei nu se mai roagă pentru nimeni. A, dar n-am auzit un înger din cer care să-mi zică să mă rog pentru bolnavul ăsta sau îl văd pe la care începe să se manifeste dracul în el și, a, nu știu, n-am auzit vocea lui Dumnezeu dacă să mă rog sau nu pentru el. E responsabilitatea noastră să facem lucrurile astea un fiul lui Dumnezeu este condus de Duhul lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu doar au Duhul lui Dumnezeu. Dar ei nu știu să se lase conduși de Duhul lui Dumnezeu, pentru că încă nu sunt suficient de maturi. Ok? Și atunci, gândește-te, vedenile sunt pentru oricine, inclusiv necredincioși ar primi vedenii. Petru, gândește la cine a fost trimis. La cine a fost trimis, Petru? La neamuri. Gândește, cum au primit neamurile, de exemplu, cum au primit această revelație, ca să-l trimite la Petru, într-o vedenie. O venit într-o vedenie un înger, cui? La un necredincios. Era necredincios pentru că nu era încă mântuirea în casa lui. Vedem că o trimis după Petru și l-a adus la el, ca să-i spune Evanghelia. Deci, practic, vedenile, visele, inclusiv, sunt pentru credincioși, pentru necredincioși. Da? De o Atât vedenie exterioare, cât și vedenie interioare. Pavel nu era credincios când a avut o vedenie. A avut mare Vision. Ok? O vedenie exterioară, care I-au pus capăt vieții, într-un mod pozitiv. Da? Ok, atât pentru astăzi. Încă o dată, te încurajez. Fii parte cu noi. Distribuie conținutul ăsta. Abonează-te la acest canal. Dă un like. Comentează în același timp. Zic care-i punctul tău de vedere vis-a-vis -vis de lucrurile astea. Nu mă deranjează. Poți să fii contra, n-am nicio problemă. Din contră, te încurajez. Uh, analizează tu lucrurile. Și fii atent de aici, ce te încurajez. Nu... Uh, nu lua lucrurile astea și mai apoi te duci să asculți pe un altul care nu crede în lucrurile astea. De ce? Pentru că noi de obicei, normal, dacă asculți cursul meu, de exemplu, despre domeniul intelectual, îți arăt de ce noi de obicei uh, identificăm exact ceea ce căutăm. Mintea noastră ne ajută să găsim exact ceea ce căutăm. Așa că oamenii care au un filtru pe mintea lor care zic, a, nu mai există lucrurile astea, o să caute tot felul de pasaje în Biblie care demonstrează că nu mai există lucrurile astea. Cu toate că nu există niciunde în întreaga Scriptură, ascultă-mă, nu este niciunde în întreaga Scriptură vreun pasaj care să zică că Dumnezeu a încetat să vorbească. Niciunde! Nu zice niciunde negru pe alb lucrul ăsta. În schimb, ni se spune în mod constant negru pe alb, cercetați prorocile și luați ce este bun. Căutați darurile, Duhului, căutați darurile ok? Umblați după ele. Deci există lucruri, rugați-vă ca să aveți daruri. Deci negru pe alb, există pasaje de fă așa, dar nu există pasaje de nu, nu mai fă așa nu mai există daruri, nu mai vorbește Dumnezeu. Doar există interpretări ale unor oameni despre, a, nu mai există, Dumnezeu nu mai vorbește. s am zis, într-o zi s-ar prea putea uh, să fac un live în timp ce îți, arăt, de exemplu, exact în limba ebraică, ce spune Biblia despre anumite pasaje, ca să vezi de fapt că nu există nimic prin care tu poți să negi lucrurile astea. Că Dumnezeu, de exemplu, îți vorbește în felul ăsta. Că unii poate să considere, asta este New Age, este nu știu ce. Hai să zic ceva. Dracul nu imetează nimic, ok? Dracul nu meta nimic, doar copiază lucrurile lui Dumnezeu. Deci, înainte de orice altceva, Dumnezeu ne dădea vedenii în felul ăsta și viziunii în felul ăsta. Apropo, hai să îți dau încă un exemplu și termin. Ieremia. De foarte multe ori noi avem impresia că Dumnezeu când vorbea unui profet din vechime, asta pentru că nu citim termenii în limba ebraică, noi toți credem că, ce? că Dumnezeu când a vorbit unui profet și el o scris, de exemplu, o carte, credem că Dumnezeu a vorbit așa. Și acum Ieremia, auzi, scrie. Uh, eu, Domnul, îți vorbesc așa. Serios. Hai să-ți arăt că nici măcar nu trebuie să te uiți în limba ebraică cât e de ușor. Și să vezi că, de fapt, nu de fiecare dată a fost așa. Îți dau un exemplu. Ieremia, la un moment dat, se uită și vede un migdal. Și Dumnezeu zice, ce vezi, Ieremio? Și el zice, văd un migdal. Și el zice, da, pentru că eu, domnul, vechez asupra cuvântului meu să se împlinească. O văzut un migdal? Un migdal? Și Dumnezeu vorbi chestia asta în urma unui migdal? Sau mergem mai departe? Și la un moment dat, Ieremia vede un ceaun care fierbe de la, de la vest. Sau de la est, nu mai știu. fierbe, cred că, de la, de la vest. Și de aici, Dumnezeu îi dă un cuvânt profetic și îi spune, exact așa vine uh, inamicul dinspre vest. Deci nu i-au zis, inamicul vine dinspre vest, Ieremio, și invadează poporul. Nu, au avut o viziune. Și nu au fost nici măcar la nivel mental, nici la nivel fizic. Au văzut ceva fizic, natural, și Dumnezeu i-a interpretat lucrurile astea. Ăsta e un alt subiect pe care ți-l pot arăta în Biblie de nenumărate ori că s-a întâmplat. Okay? Adică un om s-a la ceva și în timp ce a văzut acel lucru, există un termen specific pentru așa ceva. Înseamnă să te uiți la un lucru natural... Cu așteptarea să vezi ceva supranatural. Și de fiecare dată, apropo, vreau să zic ceva. De fiecare dată când Domnul Isus zice că își ridica ochii spre cer, termenul de acolo e exact asta. El se uita spre cer, nu la lumea fizică, la cer, ca să vadă cât de frumos. Se uita spre cer, termenul e exact asta, se uita ca să vadă în domeniul spiritual. Ok? Și fiecare creștin are capacitatea să facă lucrul ăsta. Ok, prea mult pentru sesiunea asta, nu vreau să fie prea mult. O, oh, deja au fost ceva. Ne vedem în sesiunea următoare. Bun? Uh, te încurajez să fii parte cu noi în tot ce facem. Până data viitoare, favoare și binecuvântare de la tata!